Dragi prieteni, vom vorbi astăzi despre Constantin Argetoian, unul dintre cei mai importanți oameni politici din perioada României interbelice. S-a născut la 3 martie 1871 la Craiova și a deținut funcția de președinte al Consiliului de Ministri al României între 28 septembrie 1939 și 23 noiembrie 1939. Unic descendent al unei familii boierești înstărite din Oltenia, Constantin Argetoianu a dobândit o licență în drept și un doctorat în medicină la Paris. Însă a urmat o carieră în diplomație, unde a activat până în 1913, când a intrat în politică. S-a alăturat inițial Partidului Conservator, însă a trecut de-a lungul carierei sale politice prin mai multe partide, deținând portofoliul ministerial în diferite guverne. Constantin Argetoianu a fost ales cu puține întreruperi în Parlament, deținând președinția Senatului între 1938 și 1939. Întemeietor alături de Alexandru Averescu al Ligii Poporului, i-a revenit ca ministru de justiție în guvernul Averescu sarcina ingrată de a reprezenta România la tratativele de pace de la Buftea cu puterile centrale și de a semna tratatul preliminar de pace în anul 1918. În 1920 a fost confruntat din poziția de ministru de interne cu prima grevă generală din istoria României și cu atentatul lui Max Goldstein asupra Senatului, iar în anul următor, în 1921, Argetoianu a declanșat represaliile împotriva Partidului Socialist Român. În pofida faptului că a fost lung timp un adversar înverșunat al lui Ionel Brătianu, s-a apropiat de acesta și a devenit ministru în guvernele Știrbei și Brătianu din 1927, iar după moartea subită a liderului liberal, s-a înscris în Partidul Național Liberal. A fost susținător al regelui Carol al II-lea, a îmbrățișat restaurația din 8 iunie 1930 și a ajuns din nou ministru în 1931, în dificila guvernare Iorga Argetoianu, confruntată cu efectele marii crize economice. Constantin Argetoianu a fost unul dintre membrii proeminenți ai primului cabinet Miron Cristea și a aderat la Partidul Regal Unic, Frontul Renașterii Naționale, fiind consilier regal și președinte al Consiliului Superior Economic. După asasinarea lui Armand Călinescu, a fost el însuși numit pentru scurt timp premier. A participat la consiliile de coroană convocate de Carol al II-lea în 1940, pronunțându-se pentru acceptarea cedărilor teritoriale în speranța unei recuperări ulterioare. Asimilat de legionari dictaturii regale, a scăpat în noiembrie 1940 la limita de asasinare pentru a părăsi în aprilie 1944 țara. S-a întors în noiembrie 1946 din Elveția, în speranța de a fi numit premier în locul lui Petru Groza. Desproprietărit sub regimul comunist de întreaga sa avere, a fost arestat în noaptea demnitarilor, 5 spre 6 martie 1950 și a murit la 6 februarie 1955 în închisoarea de la Sighet. Deși prestația sa politică a fost contestată atât de contemporani cât și de istorici, el este considerat unul dintre cei mai influenți politicieni ai perioadei interbelice. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.